Uite, unghiile este așa de frumos. Și mama, cât ele o să fie valabile? Fix până la nunta lui Marina și gata. După asta le bagi în glod, în hărbașic, în țălină. Așa ne-o mănușă. Hei, alo, mănuș. Măi, până o convinge mama să fac ochi și voi. Eu n-am timp să nu-mi reușesc să dau la iepuri, la veveriți, la moniți. Uși frumos. Chiar ești frumos. Arată-te o data viitoare cum asta arată-te unghiile mamei. Piste-o ză, piste-o nuntă. Ați vedea. Bună dimineața, națiune, bună dimineața, dragi copilași, și ăștia de un an, și ăștia de 10, și ăștia de 50, și ăștia de 60. Vreau să vă felicit cu această zi frumoasă, 1 iunie, ziua copiilor. Vă doresc multă, multă inspirație și copilul din voi să trăiască până la adânci bătrânețe. Și cel mai important pentru un copil, știți ce este? Iată, este acel boss de om care stă acolo. Mama, atunci când este alături, atunci te simți copil și este un lucru foarte frumos. Mama, felicitări și ție! Iată așa și pe la vinuș, mama Dora, domnșoara. Mergem acum să vedem Rocky, că s-au schimbat toate planurile cu vremea asta de iarnă. Vedem rochiile pentru evenimentul de mâine. Așa că vă pupăm și vă iubim. Dacă aveți mămicile voastre lângă voi, dați-le câte un pup, 2, 3, 4, 5, pentru că este un lucru foarte frumos. Doar ele ne pot ține să fim copii mereu. Ce-ai mâncat azi, mam? Ce-am mâncat? O borșit și căpcină. Și? O borșit. Borșit. Doar, te-ai mâncat o borșit? Da. Dar ce-ai mâncat? O borșit. Borșul, era borșul, mi-e borșul. Că-i găsim rochii lui soacra și din Nică, soacră mare cu fată. Și trebuie făcut o lecție, cred că așa. E bună? O e? Și pantofii care i-am ales. Și a noastră a făcut la comandă. Asta trebuie să o măsoară Nina încă o dată. Nina, măsoară pe asta, te rog. Asta. Dorina? Vino cu asta te văd. O, altfel. Danteluța amândouă. Mă sară tu pe asta, te rog. Ea n-am gusturi rele, nu? N-ai, tot nici măcar nu am îndoit vreodată. Te-am frigul ăsta, când o să fii mai frig, cald oricum nu este. Ascultat familionul, stânga, în dreapta, Inieli, Rochi, mai întâi cu mama, mai după care cu soacra, mai scurt. Tăți! Rebici și ca mâine și o zi. Dacă nu-ți fii cu soare, măcar să fii cu multe emoții pozitive. Cum ai? Ai mâncat din șaun și la bancă și ești. Am mâncat, blin, că pe amândoi. Să nu credeți voi că eu am grijă numai de familionul meu și de fetele mele, dar am grijă și de mine. Mi-am luat un costum și cum credeți, și culoare e costumul meu. Mulțumesc tare mult. Atenție. Bye. Thank you. Parcă ești o prasadă. Eu adus frunze de brusturi și opus-o în cap. A, mai scurt, 90% au ghicit și culoare este costumul meu. Și culoare e costumul meu. Ce cămașă ești tu azi? A? A? Și culoare? Verde, normal, bineînțeles. Bine, bine, m-ați convins. Dați-vi-l arăt. De mult căutam așa o culoare frumoasă. Bine, el în realitate arată total altfel. Ia câte-l! Dar stai, bate așa tare lumină și nu se vede ce culoare. A să vedeți mâine. Frumos? Da. O cărăsc eu, o cărăsc, dar oricum. Azi mi-au gătit salată cu un tonul și cu sămânță de toate prostologiile pământului, vitamine. Și cu țelină și cu toate bunăstări. Așa, bravo! Și astăzi am venit să-mi iau hainele pe care le-am avut la ședința foto făcută cu cei de la Zart. Deși mi-am luat costum verde, dar ăsta este pur și simplu super fain. Dacă vorbim de preț, prețul este de 7 ori mai mic decât costumul pe care mi l-am luat astăzi. Dar dacă îmi vine, le-am și pe ăsta că este superb. Mai este aici un costum, băieți, dacă uitați un costum genial, e că ăsta e genial, din păcate mie nu-mi vine.
bună ce bate în verde, el nu-i verde. Este pur și simplu superb. Superb. Vreți să mă vedeți sau nu? Astăzi mergem pe set. Totul este pe orange, în afară de ciorapi. Iată așa. Și o pereche de ochelari, care cred eu că îmi stă Jesus. Și iată și costumașul. Da, vă las, femeie. Și merge foarte bine și cu verde. Ca să-mi cumpăr numai mie și Doara nimic. Iată așa o pereche de Doara. Iată și așa o pereche. Să ied Nicu, știi șori, că îi se pupă bot în bot. Și ochelarii. Astăzi este 1 iunie. Până astăzi era pus în plan ca eu să mă scald în bazin. Acum merg la Negurin să văd ce face Irion Company. Și dacă i-s-o ținut de cuvânt, ghini, dacă nu... Dar cum să reușească Irion Company să termine bazinul dacă ei în loc și la Negurin, ei sunt la mândră? Ia să vedem, o tăiat și copășii. Ia, opa, dar pe de gata a turnat, băi, tot fundamentul, iau. Adrian își face renovarea la Casa Capitală, începând cu acoperiș, cu fațadă, cu ogradă, cu terasă, cu tot. Aici o să fie scările. Dar repede au făcut asta. Băi, să lucrează, mașinii mei. A, dar trebuie să îi lucrează, da? A tăiat copășii. Iată așa, acolo se facă și o terasă. Blind, ai fain, dar repede terminat, blind. Repede, repede terminat. Aici, trebuie să toarni aici. Aha. Malădeț. Reparații capitală, de la A la Z, tot, tot, tot. Neguriană! Zic ce să vă zic, am niște emoții că trebuie să vă arăt ceea ce am făcut împreună cu Irion Company. Chiar dacă astăzi nu este soare, astăzi este 1 iunie și am zis că astăzi o să facem lansarea bazinului, noi oricum îl lansăm pentru că ei au reușit. Vreți să vedeți? Începem de aici, de la flori. Iată așa, iată așa, iată așa, iată așa, iată, iată așa. Așa cum mi-au promis, chiar dacă nimeni nu credea că noi pe 1 iunie o să dăm în exploatare acest foișor super genial și bazinul. Iată cum arată toată munca băieților. Apa până mâine dimineață o să fie perfectă. Iată așa. Iată și micul meu parculeț, de cât tare vroiam să am și parc. Scrânciobul, care este genial. Și bomba, care îmi place la nebunie, este foișorul. De acolo este intrarea, pe aici deschid ușile. Și uitați-vă cum arată per total. Cuptoraș pentru făcut plăcinte, pentru frigăruie. Aici o să stea masa, acolo se vede casa. Și aici se vede... Pe aici se intră în foișor. Hop, hop, hop. Și de aici direct, la același nivel. Ți-ai făcut vânt și 3, 2, 1... Bine, cum să nu filmez eu palmierii? Iată cum se vede și din partea aceasta. Așa ca să nu ne vadă toată lumea. Iată cum se vede per total. Cu siguranță o să mă întrebați mulți, Emiliane, cine a făcut ții ghiveciurile pentru palmieri și scrâncebul? Lasă aici pagina Sarcaliuc. El tot ce a fost din lemn în jurul casei mele, ei au făcut. Ia că așa. Aici masa de lucru. Aici ca să facem la cuptoraș cu foc. Și apă, pus caldă și rece. Acolo e cuptorul pentru, așa, pentru pâine și pentru plăcinte, pentru 6 tăvăli și aici deja pentru frigărui. Și trândășiri și flori și tăt. Mai tare nici eu duc, trebuie să mă duc amâi la Chișinău, dar nu vreau să mă duc la Chișinău, vreau să rămân aici. Dați să vă arăt și de aici din parculeț cum se vede. Doamne, eu vreau să stau la Negurii, nu mai vreau la Chișinău, gata. Copii, a venit vara! Bine a venit, dacă să fim copii cu minți, poate să vină și Moș Crăciun! Asta
asta e cea mai modernă masă care poate să existe. Uite, masă picior. Ești duși de la Mândra la Telenești, de la Telenești la Mândra. Aghiazmă este. Care sănătate? Ho, alo, tu numai cu văzutul. Țineți-i. A, păi ca așa, da. Bună, prieteni, vreau să vă zic că inima mea este plină de bucurie, iar pâncele plin de zarzări, de rachiu de zarzări. Suntem aici cu băieții de la Irion Company. Faceți swipe up să vedeți la Mândra, să vedeți un...